Continentul înghețat Antarctica este unul dintre locurile în care natura și-a pus cu adevărat amprenta. Îndepărtat, ostil și de nelocuit, Antarctica este unul dintre locurile în care puțini oameni au șansa să ajungă de-a lungul vieții. Acest continent înghețat este esențial pentru a înțelege cum funcționează lumea noastră și impactul nostru asupra ei. Din punct de vedere științific, Antarctica este unul dintre cele mai importante locuri pentru cercetători, având în vedere faptul că efectul acțiunilor nepotrivite asupra mediului produse de umanitate poate fi analizat cel mai bine din acest loc. Totuși, se pare că în jurul acestui continent există mult mister atât pentru cercetători cât și pentru oamenii de rând, lucru care s-a transformat iremediabil în suspiciune. Printre multe altele, există o teorie susținută de aceleași persoane care sunt de părere că Pământul este plat, care spune că în Antarctica se găsește un perete de gheață ascuns, iar rolul acestuia ar fi misterios și malefic, intervenind în viața noastră de zi cu zi. Cercetarea Antarcticii. Vorbind despre un tărâm diferit cu temperaturi greu de suportat, lucru care complică analiza cercetătorilor, este de la sine înțeles faptul că misterul s-a instaurat rapid pentru populație. Antarctica este învăluită de gheață glaciară. Gheața care s-a acumulat de-a lungul a milioane de ani are o adâncime de până la 5 km și acoperă aproximativ 97,6% din continent. De asemenea, aproximativ 3% din toți ghețarii din Antarctica sunt compuși din urină de pinguin. Așadar, este de înțeles tendința oamenilor de a se gândi la scenarii conspiraționiste cu referire la acest loc misterios și greu de accesat. Nemai punând la socoteală că majoritatea celor care s-au gândit la scenariul peretelui de gheață din Antarctica sunt susținători aprinși ai teoriei care spune că Pământul este plat, însă vom discuta această legătură puțin mai târziu. Antarctica este cel mai important laborator natural de pe planeta noastră, iar cercetătorii cunosc acest lucru. Aici știința ne prezintă în cea mai pură formă impactul activității naturale și, mai exact, efectele acestei activități asupra mediului înconjurător. Descoperirea din 1985 de către oamenii de știință de la British Antarctic Survey a găurii din stratul de ozon de deasupra Antarcticei a dezvăluit daunele cauzate atmosferei Pământului de substanțele chimice create de om. Când vine vorba de cercetarea acestui loc, Marea Britanie a fost lider mondial de mai bine de două secole, mai exact prin British Antarctic Survey, prescurtat BAS. BAS operează acum 5 stații de cercetare, 2 nave de cercetare regale și 5 avioane în și în jurul Antarcticii. Partea interesantă apare atunci când oamenii vor să își explice de ce există atât de multă activitate de cercetare în acest loc. Practic, adepții teoriilor conspiraționiste refuză să înțeleagă faptul că acest loc oferă cele mai importante informații referitoare la schimbările climatice, recurgând la fel și fel de teorii. Spre exemplu, Institutul de Cercetare BAS a putut să atenționeze pericolul ruperii celui mai mare ghețar din Antarctica în urmă cu doar câteva luni. Bucata de gheață în formă de deget, care are o lungime de aproximativ 170 de kilometri și o lățime de 25, a fost zărită de sateliții Agenției Spațiale Europene în timp ce s-a desprins. Același institut britanic se îngrijește și de protejarea mediului curat în Antarctica. Acest lucru nu este însă întâmplător, fiind vorba despre cel mai de succes acord internațional din lume, Tratatul Antarcticii. Marea Britanie a fost prima națiune care a semnat protocolul tratatului privind protecția mediului. Astfel, un loc care a fost vizitat de așa de puțini oameni a obținut un sprijin foarte mare în ceea ce privește menținerea sa, întrucât sănătatea locului este în strânsă relație și cu sănătatea noastră. Când vine vorba de vizitarea acestui loc de către turiști, Antarctica numără din ce în ce mai mulți turiști.
numărătorile oficiale trecând de 75.000 de persoane care vizitează anual cea mai pustie zonă de pe pământ. Dacă ești curios cât ar costa să vizitezi Antarctica, eu personal am doresc să fac asta curând, prețul complet se învârte în jurul sumei de 10-15.000 de dolari. Relația dintre Pământul plat și zidul Antarcticii. Nu cu mult timp în urmă, drept dovada unor discuții lungi și amănunțite realizate de persoane cu interese comune, s-a decis că este timpul pentru a acționa. Astfel, susținătorii teoriei Pământului plat au decis să își ducă teoriile și mai departe, ajungând astfel la ipoteza zidului din Antarctica. Aceștia au hotărât că este timpul să se ducă personal în căutarea acestei pretinse margini a planetei, care ar confirma în primul rând că Pământul este plat și în al doilea rând că există un zid care ar ascunde aceste informații prețioase. Această grupare de oameni îndrăjită să găsească dovezi care să le confirme teoriile se va folosi fără doar și poate de metode de navigație care se bat cap în cap cu ceea ce cred. Spre exemplu, sistemele de poziționare globală GPS funcționează deoarece Pământul este un glob și nu o structură plată, așa cum cred aceștia. Așa cum a declarat Hank Cager, fost capitan de nave de croazieră cu 23 de ani de experiență, toate hărțile de navigație și sistemele care ghidează navele de croazieră și alte nave din jurul oceanelor Pământului se bazează pe principiul Pământului sferic, motivele fiind lesne de înțeles. GPS-ul se bazează pe o rețea de zeci de sateliți care orbitează mii de kilometri deasupra Pământului. Semnalele de la sateliți se îndreaptă către receptorul din interiorul unui dispozitiv GPS și cel puțin 3 sateliți sunt necesari pentru a identifica o poziție precisă din cauza curburii Pământului. Credincioșii unui pământ plat susțin că imaginile care prezintă un orizont curbat sunt false și că fotografiile unui pământ sferic din spațiu fac parte dintr-o vastă conspirație comisă de NASA și alte agenții spațiale pentru a ascunde planeitatea pământului. Aceasta este doar una dintre afirmațiile ce apar pe site-ul web al societății de persoane cu credință în pământul plat, numită și Flat Earth Society, presupunându-se a fi cea mai veche organizație oficială care susține această teorie, fiind activă de la începutul anilor 1800. Cel mai simplu argument care ar putea să finalizeze această discuție a fost știut chiar și de grecii antici, în urmă cu mai bine de 2000 de ani. Pământul este o sferă, așa cum spuneau și grecii, iar gravitația care împiedică totul de pe planetă să zboare în spațiu ar putea exista doar pe o lume sferică. Bineînțeles că o idee atât de îndrăzneață precum cea a zidului din Antarctica nu putea să vină fără argumente și eventuale dovezi. Astfel, pe site-ul societății Pământului plat au fost postate diagrame care prezintă un pământ plat asemănător unei clătite cu polul nordic în centru. Totuși, partea și mai interesantă apare atunci când analizăm marginea diagramei, pământul fiind înconjurat pe toate părțile de un perete de gheață care reține oceanele. Acest zid de gheață ar fi punctul țintă al adepților teoriei, crezând cu tărie că se află în Antarctica. Dacă Pământul ar fi fost plat, un total de 3 sateliți ar fi fost suficienți pentru a furniza toate informațiile necesare celor de pe Pământ, a spus Cager, dar nu este suficient pentru că Pământul nu este plat. Concluzie. Privind punctul de vedere al unui adept al acestei teorii, vom vedea că există câteva întrebări care ne fac să ne pierdem credința. Spre exemplu, ne putem întreba de ce cineva și-ar dori să construiască un astfel de zid, ca mai apoi să permită turiștilor să viziteze liber locația în cauză și chiar să permită organizarea maratoanelor în această zonă. Deși site-ul web susținea faptul că adepții teoriei sunt pregătiți să demascheze un mister creat tot de aceștia, lucrurile nu au fost atât de ușoare.
Din câte știm, misiunea de explorare nu s-a întâmplat niciodată, iar acest lucru probabil a salvat câteva vieți nevinovate. Având în vedere temperaturile scăzute din acea zonă, la fel ca și dificultatea de a naviga și de a explora, chiar și pe jos sau cu utilaje speciale, riscurile de a se produce o tragedie erau foarte mari. Singurul lucru care poate aminti de un zid în Antarctica este felul în care marginea unui ghețar este văzută, având în vedere nivelul mult mai mare față de cel al mării. Aceste pseudoziduri sunt foarte importante pentru felul în care climatul nostru funcționează, luptând pentru a menține un nivel potrivit al mărilor. Așadar, dacă adepții teoriei zidului din Antarctica decid să se mulțumească cu marginea ghețarilor, aceștia pot avea un punct de vedere valid.